să, în cadrul conferinței de presă, să vă prezint hotărârea luată de către organizația ALDE Arad, prin delegația permanentă, care a hotărât excluderea domnului Purcaru din rândurile ALDE. Totodată fac această declarație mai târziu decât hotărârea luată, din cauza faptului că trebuia să așteptăm termenul legal de depunere a contestației. Ieri a expirat termenul legal de depunere a contestației și în acest caz, nefiind contestată hotărârea delegației permanente, s-a emis și decizia de excludere a domnului Purcaru, care, bineînțeles, trebuie transmisă și validată de organizația centrală ALDE la nivel național. Totodată am solicitat și s-a aprobat și ridicarea sprijinului politic de care dânsul beneficiază din partea organizației ALDE Arad în cadrul funcțiilor alese sau numite de către conducerea partidului sau în cadrul funcțiilor alese rezultate prin alegeri. De aceea am solicitat și retragerea sprijinului politic pentru Consiliul Județean, măsură care va fi comunicată în cel mai scurt timp de către conducerea ALDE la nivelul Consiliului Județean.